Specialiștii Centrului Național de Sănătate Publică spun că și țara noastră este amenințată de coronavirus. Riscul de îmbolnăvire este însă cel mai mare în cazul celor care călătoresc în Orientul Mijlociu, de unde provine virusul. Avem un sistem de supraveghere care îl avem activ pe parcursul întregului an, deci toate cazurile de infecție respiratorie acute care sunt identificate săptămânal sunt investigate până când suspecte la această infecție să nu avem. Un vaccin care ne-ar proteja de coronavirus nu există. De asemenea, nu a fost elaborată nicio metodă de tratament a acestei infecții. Totuși, o persoană infectată poate fi salvată doar dacă virusul a fost depistat în decurs de câteva ore de la incubație. Potrivit medicilor, coronavirusul se manifestă prin tuse, febră, respirație dificilă, diaree și dureri pulmonare. Specialiștii presupun că infecția mortală se transmite de la animal la om. În același timp, ei admit că și omul ar putea fi purtător al acestui virus. Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că, din 2012 până în prezent, 181 de oameni au murit după ce au contractat infecția. În Europa, coronavirusul a fost depistat în Italia, Franța, Germania, Grecia, Olanda și Marea Britanie.